modelul ăsta s-a făcut între 65 și 72. Bă, ești nebun la cap. Deci e cea mai mare bachetă pe care am așezat pe ăla. Rog pe producătorii auto din prezență, caute mașini de genul ăsta pe la muze, pe la colecționari, pe la pasionați, să se așeze odată în aceste scaune și să-și dea seama ce mizerii construiesc ei în prezent. Deci astea sunt niște anvelope de colecție și ele. Bă, ce mașină! Ha! Hai de capul meu! Băi, tati, bun venit în România! Via Somalia! Filmează, filmează! Robi? Hai, Daneța! Astăzi suntem în deplasare. Aici, pe zonă, pe lângă Craiova. La oamenii care au mașini. Mai bătrâne ca noi un pic. Sincer, cred că e cea mai veche mașină pe care o filmez. Am mai filmat un camion, dar nu mai știu. Bine, era camion, știi? Care cred că era un pic mai bătrân, dar ca mașină, turism. Uite, încă se menține curată de când am spălat eu cu două săptămâni. Să salutăm și pe cameramanul nostru care ne ajută astăzi din spatele, din spatele Samsung-ului. Și să începem, dar ce credeți că e sub această prelată? Ce să fie, ce să nu fie? Începem din spate spre în față. Da. Păi ca să, exact, ca să fie suspansul mai mare. Trebuia să luăm una de aia de pluș. Tadam! Tadam! Emoții, emoții! Bun. Și acum o luăm așa, Robi. Ca să scuturăm un pic și de apă. Păi nu, că rămâne apa la mijloc, știi? Între ele și noi le întoarcem, practic. Pac! Ar trebui să-i dau un tratament de hidrofus și la... Da, la prelată. Și hai să ieșim din scenă cu prelata ca să se vadă mașina. Păi nu o strângem, nu o punem după aia. Ha, sau așa. Să nu o dărim. Exact. E, asta e o frumusețe. De mașină. Ceva mai răruț. Mai drăguț. A trecut și pe la tine, bănuiesc. Logic. Cum să nu trec? Să le explici haterilor tăi cum e cu soluțiile alea, că cum să dai cu aceea da, soluție pe, la asta pe ușa din stânga și pe ușa din dreapta. Nu, că... la asta am folosit soluție de specială de fața de stânga, de scaun, de volan. Da. Vrei pe la motor? Tot. Stai să o luăm așa, în ordine cronologică, că cam pierd puțin. Este ceea ce nu se numește S-clase. Pentru că modelul ăsta s-a făcut între 65 și 72. Iar abia următorul model de limuzină de la Mercedes poartă denumirea de S-clase. Asta este... care denumire ei? S. Și este 280, cred. 2800 SE. De fapt 280 SE. Așa erau denumirile pe vremea aceea. Dar e impresionant. E o mașină de film pe care proprietarul o va folosi exact la lucruri de genul ăsta. La evenimente fotografice, la anunți, la chestii din astea care se mai întâmplă pe aici, pe la noi, prin Oltenia. Am văzut că e și un model cabrio. Da, există și un cabrio, exact. Impresionantă. Hai să o deschidem așa un șoc, știi, și pe urmă pornim, pe urmă plecăm cu ea. Deschide-i portbagajul. Capota e deschisă. Rugăm pe cameramanul nostru să se apropie. Wow! Uite aici câta lada. De adevărat, e impresionant. Bine, mai trebuie lucrat la ea, mai trebuie o mochetă făcută. Bă, clar, la o mașină de generație asta, ți-o găsești într-o stare bună. Da, e impresionant. Însă merită păstrate, restaurate și ținute, pentru că sunt niște capsule ale timpului. Ne amintesc de o lume auto. Când da. Lucrurile chiar se făceau cum trebuie. Și dovada că se făceau cum trebuie este faptul că ele funcționează cum trebuie.
Rugăm pe simpaticul nostru cameraman să se apropie. Un pic mai tare. Impresionant. Nu știu dacă te-ai urcat în Meganurile ăștia acum, mai noi, 2018-2019. Stricați sar golful. Am un Renault, ai uitat? Da, dar altul e model mai vechi. Deci aici e efectiv metal. Metal și masivitate. Închis? Nu. Trebuie să dai un pic mai sănătos așa cu. Ba. Hai să ne uităm la motor. Bine, dar eu deschis, am deschis capota, dar... Nu știi să o deschizi? Nu, că de ăștia nu mai mă uit pe la motoare, pe la ăștia, că de obicei se strică. Apropo, mi se pare că modelul ăsta are denumirea celebră de celebrului bot de cal. Da, nume de cod bot de cal. Ia fii atent că trebuie să aibă și o siguranță cumva. Da, trebuie să sunăm un prieten. Nu, e pe aici pe unde trebuie să sună-l pe Preda. Ia uite. Cum funcționezi? Ah, gata. Bă, mai simplu ca așa nu există. Pam. Ia uite, siguranță. O avea modul clasic când o bagi în safe modul, ca la Mercedes-ul din ăștia mai noi, să-i dai capota să-ți păi scoți bineînțeles. Motorul. Păi bineînțeles. Da, balamalele. Ba nu, asta nu are. Nu. Pe urmă, s-au gândit că e mai ușor să le reparăm cu motorul, să dăm motorul jos ca să le reparăm. Aici, rugăm pe cameramanul nostru să se apropie. Metal. 6 cilindri în linie. Aici nu cred că probleme, nu sunt probleme de distribuție sau de lucruri moderne. Nu știu, când mai facem mecanic, îți spun. La motorul ăsta mă uit la fel ca la mașină. Ce frumos că e oil în germană. Lucruri clasice. Nu știu însă cum stă pe partea asta de piese. Ce mai găsești pentru ea? Ce mai este disponibil? Ba, cred că mai găsești anumite piese uzuale, cred că se mai găsesc. Da. Da, nu, cred că vrem să știm prețurile la ele. Asta este o altă chestie a mașinilor vechi, care, chiar dacă sunt trainice și încă funcționează la mulți ani, că e mai bare și decât mine, cu ceva mașina asta, cu ceva bine. Ceva mai mult. S-ar putea să te lovești de niște bariere financiare. Da, dar oglinzile le-ai văzut cum erau la Dacia odată. Vezi nimic în ele. Uite-te, apropo de standard de siguranță, mașina nu are tetiere. Da, dar știi că înainte unele modele nu aveau oglinzi. Păi, asta era o opțiune pe știu, vremea aceea. Întâi au apărut oglinzi, tetiere, centuri și așa mai departe. Nu, centuri are. Centuri are, da. Nu știu. Vreau să mă urc. Mamă, dacă e de curat în ea. Mai ai hârtii din ăștia? La mine nu. A, la tine nu. Dai bă, mă șterg pe picioare tot. Chiar vreau să mă urc în spate, să văd cum stai în ea. Wow! Wow! Vezi dacă porți 50. Bă, ești nebun la cap. Deci e cea mai mare banchetă pe care m-am așezat vreodată. Dar știi că la mașinile vechi banchetele erau moale. Deci... Mui, scuză-mă că... Rugăm pe cameramanul nostru, treci pe partea cealaltă, te rog, pe ușa cealaltă. Știi că la ăștia nu se folosea burete. Erau da. Făcute din alge. A, da, bravo, da, ca saltelele de alge din de mare. De mare, cu arcuri. Deci, rog pe producătorii auto din prezent să caute mașini de genul ăsta pe la muzee, pe la colecționari, pe la pasionați, să se așeze odată în aceste scaune și să-și dea seama ce mizerii construiesc ei în prezent. În prezent construiesc de consum. Bă, bun, de consum, de consum. Dar... Cât e de greu să faci o banchetă plăcută, că până la urmă într-o mașină locuiești, stai, da, călătorești cu ea. Dar interesează standardele ăștia de confort. Deschide-te rău scrumiera. Bă! E un pic rugit. Bă, cât e de mare! Impresionantă. Calitatea. Vezi, e o simplitate, așa pare o față de ușă simplă, dar e totul funcțional și totul la locul lui, totul... Eu am făcut diferența dintre scaunele mele de după Passat B6 cu nou interior de Passat B7 și B8 și la cât de moale e buretele și calitatea pielii. Ale mele sunt făcute din piele, în apă, piele de calitate.
Ei, următoarele modele sunt mai low budget. Nu, mașina ta are norma de poluare Euro 4 și celelalte este Euro 5, Euro 6. Și asta, o mașină înseamnă da. Norma de poluare, nu doar... A mea e Euro 4 și cu piese de Euro 5. Nu doar ce scoate pe țeava de eșapament. Asta e o mașină care nu are nicio normă de poluare. Nici nu se discută, se punea problema... Deși cred că se punea problema crizei petrolului în anii în care ea ieșea pe poarta fabricii. Da, cred că are un consum destul de măricel. Da, mă rog. La genul ăsta de mașină chiar nu contează consumul. Oricum nu cred că poți să o folosești ca o mașină de zi cu zi sau nu cred că are rostul să o folosești ca mașină de zi cu zi. O folosești ca mașină de plimbare, de călătorii, de weekend, de evenimente. Dar, sincer, nu m-am simțit atât de bine în spate într-o mașină de foarte mult. Uite, avem și ciubucă aici. Bă, eu știu că cu tine mai nu ies în pierdere. Niște lire, niște... Însă, tehnic, mașinile astea nu au avut mai mult de transmisii cu 4 viteze manuale sau automate. Când ne gândim că Mercedes astăzi a ajuns la 9 viteze, e un salt tehnologic oarecum. Bun, hai să ne mutăm și în față, Robi. Uite ce reglaj fiind aici. Păi exact, urcă-te tu la volan. Uite-mă, pe vremea aia, aveam suport pentru telefonul mobil, mă. Da, mă, dar n-are încărcător wireless charger. Dar nu e problemă, putem să-i punem noi. Dar uite-te cât este simplă cu consola asta, joasă și fără... Și uite-te cât loc este în ea în față, uite-te cum stai cu picioarele. De exemplu, eu dacă îmi dau pe unul în spate, nu mai ajung la pedale. Lasă, tu o să ajungi la pedale. Dar e impresionant, gradul ăsta de confort. Ia uite aici, astea sunt pentru aeratoarele. Bă, incredibil. Ok. Dăm puțin să... Mai să intrăm așa în detalii pe aici. Detalii. Bă, și volanul cât de... Nu prea are detalii. E rău, mașină simplă. Board. Păi nu, atenție, asta era tot un top al vremii. Dacă o compar cu ce aveau ceilalți... Da. Fii atent ce trebuie să facem. Eu o să mă dau jos, o pornim. Adică tu o pornești din întâi, eu mă dau jos cu cameramanul nostru. Scrumierul. Da, nu mai mișcă. Și trebuie să ne jucăm la lumini. Păi nu ne jucăm noi. Să luăm un prieten, iar. Unde a prins luminile? Ia, arată Ikea. Se arată Ikea? Da. Are vreun sistem antifurt? Nu. Trebuie schimbate bujile. Oricum, cred că e nepornită de când a fost la tine. Încă o chestie. Mașinile de generația ei... Hai să tragem frână de mult. Mașinile din generația ei nu prea se împacă bine cu benzina din prezent, cu benzina fără plumb și săracă în sulf. Mașinile astea au fost construite... A fost un buton, ia vezi ce se întâmplă. Au fost construite pentru benzină cu plumb. Ia joacă-te, Robi, la lumini. Aha, că e ceva. Are lungă. Da. Astea-s blițurile. Asta e lungă. La care acționaș? Eu apăsit butonul ăsta. Nu mă lăsa să fie șocul. Nu, nu. Deci ce avem acum? Deci ia, stai, învârte de el. Ia. Prima poziție. Da. A doua. A treia. Mhm. Și dai de celălalt? Blițurile. Da, asta e faza lungă, practic. Se ia, vezi, semnalizare are? Chiar mișto. Buton de avarie are? Nu are buton de avarie, nu. A apărut mai târziu butonul de avarie. Hai, lasă-o să se încălzească. Lasă-o să se încălzească. Are șoc? Cumva mecanic? Nu. Nu, asta e frâna de mână. Mână-o pedală acolo. Cred că e rescutul. Nu, nu, aia e să apeși frâna de mână. Tu de aici o depăchezi? Nu, de aici o și... Ia trage de. Aha. Da. Și ăla pentru ce atunci? Miroase a ceva scump. Miroase a benzină, exact.
Bun, ne mutăm la bord, Robi, plecăm? Gata. Haideți, domnul cameraman, poftiți în vagoane. Hai, Mercedes. Asta era pe vremuri, știi, când scrumai pe geam. Și uitați, foarte, e foarte mișto tehnologia asta, geam de ventilație, pentru că ăsta nu se va băga curent. Sau doar ventilează mașina, astăzi nu mai e așa ceva, multe mașini nu au geam din ăsta. Sau cum era la cupeurile mai vechi, știi că erau geamurile alea, de exemplu la BMW-ul, la 3R, știi că s-a deschide electric? Da. O, căldură bagă și mai încolo. Nu cum. Știi cum motorul e pe injecție? Băi, eu cred că este un dublu carburator. Sau nu știu, nu știu. Nu, e pe injecție. Mă rog, nu, ne depășesc chestiile tehnice. Dar uite, vechiul ceas de la Mercedes, da. Quartzul. Voodoo. Eu știu ce zic, închide geamul la mic, puneți centura. Ne pune noi centura. Și... Faza că nu pot să, la mașina asta eu, chiar nu pot să centura. Eu când am curățat-o, nu mai puteam să o trag înapoi. Deci uite-te aici ce sistem de decuplare are centura. Nu mai vezi așa ceva în prezent. Impresionant. Bai, dar e incredibil ce grad de confort ai în scaunul ăsta și în habitaclul ei, așa cât, nu știu, felul cum percep lumina, cum intră lumina, cum ai vizibil. Deci aici ai o vizibilitate de 180 de grade, n-ai unghiuri moarte, n-ai stâlpi în nu știu, care să îți obstrucționeze câmpul vizual, n-ai nici airbag-uri. Mai târziu apar. Da, cred că i-a făcut. Merge, bă, cum să nu meargă, ce? Da, cred că are ceva, o problemă la... Că trebuie să ții de el. Bă, Robi, hai să încercăm să mergem pe centura. De, nu a ta, centura e la altă, sau primul drag din parcările alea. Care e centura? Centura de la Peugeot. Da, acolo mergem. Da, acolo mergem, ca să putem să facem și poza finală. Nu facem noi poza asta. Mă lași pe mine să mergem și cu ea la întoarcere. Ia uite, aici mergem pe un drum... Pe un drum în România. Nu într-o stare foarte bună, iar confortul e impresionant. Ți-l buburuză să-ți fie. Lasă-l, bă, să bucure și el de Toyota lui. Sunt curios ce făcea Toyota pe vremea asta. Cred că făcea ceva mașini. Camioane, nu știu ce făcea. Da. Uf. Bine, bordul ăsta a fost restaurat. Dar e impresionantă, totuși, simplitatea asta, cât de mult spațiu îți face în interior. Că, până la urmă, n-ai nevoie de toate popoțonerile și toate exotismele din prezent. 11 milioane de butoane, 10 ecrane și așa mai departe. Îți răpesc că din frumusețea călătoriei. Du-te! E, așa e, cu mașinile astea te mai depășești un Logan. Bă, da, nu, noi mergem ușor. Și încă nu a ajuns motorul chiar în temperatura care trebuie. Asta, exact, asta când se va încălzi, va merge perfect, va merge rotund. Dar încă o dată spun, mașinile astea sunt făcute pentru altfel de benzină. Nu mai există benzină, mi se pare că se pune chiar în, se cumpără plumb. Dacă mai găsa un aditiv din ăsta cu plumb, care îl pui în rezervor la un plin ca să meargă în parametrii cum a fost făcută. Uite, eu am mers cu mai multe modele de Evo, înțelegi? Și am băgat și de aia 100, am băgat și de aia 98. Nu mi s-a părut foarte mare diferență. Uite, și între a mea am băgat 200. Mi s-a părut că merge mai prost decât cu aia de 98. Da, mă rog. Bă, dar chiar stai mișto în ea așa și... Da, mă, dar uite-te și tu că eu sau cu Touaregul tău pe aici așa pe drumul ăsta eram așa. Știu. Și asta... Păi asta este o mașină mecanică, asta e o mașină care are o suspensie foarte complexă, cu componente mecanice, studiate atent și probate pe tot felul de drumuri, făcută la planșetă, nu este făcută pe calculator nimic, nu este împrumutat de la vreo platformă din asta comună și așa mai departe. Aici e totul făcut pentru ea. Dar las-o mai încet, că trece episodul prea repede. Și chiar nu vreau să treacă repede, pentru că mașina asta e făcută să te plimbi cu ea.
impresionant. Trebuie să o lăsăm pe treapta a treia, că suntem pe a patra. Dacă vrei să dai o dată de ștergătoare, sunt tot acolo pe maneta de la... Nu vreau. Pentru că sunt vuf, vuf. Mie că n-are apă. Unul din... Hai să încercăm. Unul din designerii acestei mașini a fost șeful proiectului de Mercedes Goulding, ăla cu ușile în sus. Și nu știu dacă el sau celălalt, nu au nume de nemți original, nu le pot reține sau pronunța, a lucrat și la automobilele papei. Dar cum automobile, bă, trage de blițuri. Da, ca în fine, lasă. Merge. Acum dă-le înapoi. Da, mă, da. Interesant că Mercedes a păstrat chestia asta cu comanda pentru ștergătoare pe mâna stângă până în prezent. Uite, pe aici o să vină autostrada. Da, pe aici trecem pe sub drumul expres, sectorul de drum de Dolj, care văd că se construiește, e aproape gata. Ce mașină, bă, Robi, bă, ce mașină! Așteptăm și secu când iasă de la restaurat. Să rugăm pe băiat să ne lase să-l filmăm. Da, da. Și SL-ul din 90. Oho, avem de lucru primăvara asta. Vedem că s-or termină? Oricum, bă, că sunt cam copte de rugină. Dar știi că e o muncă, adică știi bine ce înseamnă o muncă de genul ăsta. Eu bă, ultimul S care mi l-a adus. Eu îi admir pe oamenii care au... Nu știu, un an de zile a stat pe la restaurant. Pe lângă puterea financiară, cât și răbdarea și resursele să facă genul ăsta de lucruri, pentru că e o muncă titanică. Da, și mașinile ăștia, dacă te-a pus să bagi să le restaurezi cum trebuie, banii nu o să-i mai scoți niciodată. Da sau nu? Pentru că valoarea lor nu mai scade. Nu, valoarea lor rămâne cade, aceeași sau crește. Pentru că sunt rare, sunt câteva în toată țara. Și cine vrea să-și ia o mașină istorică, să nu-și ia diesel. Pentru că dieselurile... Clar, dar știi că au avut și diesel și varianta asta. Da, au avut diesel, dar dieselurile nu sunt la fel de căutate. Dacă vreodată vrei să o vizi, da. Asta știu, că mi-au venit o grămadă de mașini clasice și mai ales pe gama Mercedes S și alte ăștia și toate au fost benzină. Care sunt diesel, nu sunt au căutare și au prețul mai mic. Oricum, mașina asta a fost și V8 pe benzină, mai bine zis. Era făcută să fie cu V8, asta e un entry level 280. Da. Știi? Dar confortul din ea și calitatea e impresionant. Lasă-mă pe aici la dreapta și ieșim unde trebuie. Lasă-mă aici, nu brusca. Nu brusca. Dar nu cred că mai face conta cum trebuie semnalizarea, știi? Și avem pe unul cu una AIU din spate. Se grăbește? Nu știu dacă se grăbește. Să se grăbească. Mamă, ce s-a făcut pe aici? Dar observ că nu simte nimic. Deci... A, la mine, dacă dădeam în gâltanul ăla, sorea telescop, broată, flanșe și alte chestii. De. Vezi, antifonarea nu prea... Se aud roțile un pic, știi? Dar, vezi că și pe bucata asta, pe oricare, pe aici, e dezastru. Știu, că am făcut atâția ani drumul ăsta. Știi ce? Să te rog eu, undeva în față. Oprim acolo, la grătare? Nu, la aia, ce, că acolo filmează Neacaise și cu alții. Nu, oprim în parcare, pe aici, dar să oprești în vârful pantei. A, mergem pe centura, nu. Da, nu, dar să oprești aici undeva, după ce urcăm. Da, mă, până acum nu mă depășești. Acum te gândești tu să mă depășești. Ce oferi de România? Lasă-l, să fie. Mulțumit de audio-ul lui. Vreau să iau niște cadre cu bățul. Știi, și pe bucata asta de drum eu putem să o facem ușor. Să scot bățul pe geam. Păi, dar cum spus, îl luași de culo. Ar fi fost ceva să plecăm cu el pe capot. Nu, e că-l țineau ștergătoarele. Mașina nu are o aerodinamică, e așa mai pătrățoasă. N-avea unde să se ducă, decât pe viraje, poate. Bă, da, e impresionantă, băi. E o mașină impresionantă, Robi. Pasat. Stai acolo, că rămâne baia acolo. E impresionant cum funcționează la anii ăștia. Aici un client al meu, LSU. Bun. Vrei să scoți boțul pe aceea? Da, scot, găsești unul de parcare pe aici. Trecem de viraj. Trecem de viraj și
bă, ce drum avem pe aici, bă, impresionant. E bine, că asta nu simte nimic. Oprește pe aici, pe undeva, mai în față. De gropile ăștia, știi. Luăm o pauză și ne vedem pe următorul sector de drum. Ne înscriem pe șoseaua de centură, una dintre șosele de centură ale orașului nostru, să ducem și această mașină și în regim de highway. E chiar genul ăla de mașină de merită să te plimbi cu ea. Pe, într-adevăr, drumurile de România sunt un pic rele cu ea, să zicem. Anvelopele sunt un pic scomotoase. Dar plăcerea călătoriei e atunci. Trage un pic curentul de la garniturile ăștia vechi. Hai să fim serioși. Dar nu se simte, decât se aude. Mașina asta are multe chestii care vor fluiera. Antena aia face zgomot. Ștergătoarele astea sunt doar neaerodinamice. Nu prea se axoie pe aerodinamică la vremea respectivă. Știi, exact. Toate mașinile erau pătrate. Dar erau frumoase. Da. Oprește în prima parcare pe dreapta să facem niște poze și să mă lași pe mine să mă simt ca în Dallas. Deși în Dallas folosau motelele următoare. Inclusiv anvelopele, tu ce cumperi astăzi pentru o mașină ca asta, nu cumperi ce a fost ea proiectată, că nu se mai fac anvelope pe tehnologia aia. De ce e fumul ăla? A trecut vreun Passat, ceva, vreun TDI? Golf 4, da. Bagă, bă, Robi, pe aici, pe undeva, să ne mai uităm o dată de jur împrejurul ei, să mă urc și eu. Nu uităm să-i facem poza. Parchează aici, așa, oblic, cumva, așa, știi, pe patru locuri, cum se parchează BMW-urile în prezent. Mai în față un pic. Așa, și virează-o maxim dreapta. Las-o atât. Așa, las-o pe loc. Oprește sau trage frâna. E mână, cum ți-e mai la îndemână. Pac, centura. Și hai să o ascultăm de afară. Deci astea sunt niște anvelope de colecție și ele. Ha? Impresionantă, oricum să știi. Și mă bucur că avem ocazia să o plimbăm, să o filmăm. Ne revedem la bord. Bă, frâna de mea mi-a trăsăși? Nu? Da, e trasă. Gata, s-a stins becul. Frumos. Ba. Văd că ai mers numai cu diesel. Bă, ce mașină.
Bă, ce mașină. Uite, n-ai voie să faci stânga. Păi nu fac stânga, facem, mergem regulamentar. Bă, ce mașină, ești nebun la cap. Să simți un pic volanul care e foarte mare și poziția la de condus e mișto. Nu stai rău, dar că e prea mare volanul și îți vine un pic în piciorul drept. Dar așa, fă, ce perspectivă pe drum ai, ce... Nu știu, e o mașină aparte, unică, în cum te face să te simți, atât ca pasager cât și ca șofer. Asta o să pleci cu ea într-o excursie așa de o săptămână până la Costinești. Da. Asta chiar o mașină să pleci cu ea în călătorie, așa, știi, să te bucuri de drum, de... Nu e o mașină să o alergi sau să faci... Da, și o mașină care e veche și o să facă senzație oriunde te duci cu ea. Da, da. Uite cum am fost eu cu Evo la Alba acum 2 ani la Buștei. Deci toți copiii mă pozau, toată lumea mă poza. Toată lumea striga, a venit Dani Mocanu. Poliția când mă vedea. Certificatul, vă rugăm. Nu, întorceam spatele și ziceam că nu mă cunosc, că nu mă văd. A, nu, în Craiova mi s-a luat la cea galbenă certificatul. Ah, mă rog. De niște oameni care nu știu despre ce e vorba. Da. Adică, da. Ce să zic, mașina asta e impresionantă. E impresionantă. Și uite, datorită ție, care ești un profesionist în ale mașinilor, în detailing-uri, am făcut rost de două mașini senzaționale, de Evo și de asta, care chiar sunt niște mașini emblematice. Niște... Aveam mai multe Evo, dar s-au vândut. Au ajuns prin Italia momentan. Vezi cum se simte volanul de la asfaltul ăsta bun? Bine, am impresia că și pe mecanică mai trebuie investit. Mai trebuie investit ceva, mai trebuie pusă la punct, optimizat. Mașina asta nu e de, nu să fie de autostradă, să mergi cu ea pe autostradă, pe drumuri naționale și pe alte chestii. Uite ăla cu CC-ul vrea să depășească gropul. Da. Da. Super zi astăzi și măcar că e un pic răcoare, că un pic de soare ne-ar fi schimbat culorile acestei superbe filmări și acestei extraordinare mașini. De ce că nu e soare așa puternic, că știi că sunt sensibil la lumină prea puternică? Da, te cred. Am 12 ani de când lucrez cu neone și din cauza asta. Asta se scoală când o plăbiști. Când dai drumul la radio, da, dar probabil că la radio... Oh, ne depășește Toyota. E domnul primar de la Ghercești. Îi salută. Cu radio original, știi, ar trebui să se ridice, știi, când comunzi între radio și... Uite, un coleg cu un gol 5 în spate. Da, am tot așa un becat și tine, mai pâlcuie. Nu pâlcuie eu. Nu fiu obraznic. Tu oricum ți-ai luat tricouri cu BMW-ul, șapcă cu BMW-ul. Tu următoarea mașină presim că ții un BMW. Bă, nu, o să fie Duster, Dacia Duster. Trebuie tot, să o încerc și pe aia. Și tot așa undercover umbli cu tricou de la BMW și... Clar, dar... Azi îți mai luați tricou de la BMW? Nu, am tricou cu Mercedes și șapcă cu Mercedes. A, scuză-mă, asta e îmbrăcat adecvat. Îmi pare rău că nu pot să-mi găsesc pijama cu Volkswagen. Bă, nu cred că face nimeni nici în China. Foarte ferme frânele. Adică la fel ca la o mașină modernă. Apeși pe pedală și dozare plăcută, mașina reduce viteza. Bine, n-am frânat la viteză mare, n-am mers cu ea la viteze mari, pentru că nu știu, parcă ești așa cu un bibelou de colecție, cu ceva care nu îți permit să o bruschezi. Așa un pic de putere e acolo, știi? Da. Care 140 de cai ăsta, 2.8 ăsta, generația lui. Asta era o senzație, dacă era
culoarea asta, asta e culoarea de deșert, așa, de șeic. De... Da, e culoarea asta, e frumos, știi, că ține la mizerie. E frumoasă și culoarea asta, nu alb, albul, nu știu, mi se pare anul ăsta. Bine, da, într-adevăr, pentru, ăsta e drăguț. Pentru genul ăsta de limuzină, negru e negru, ministerial, negru, să zicem, da, așa. Da, negru e impunător, negru e... Dacă aș găsi un toare culoarea asta primul, îl luăm. Îl luăm în secunda a doua, dar n-am găsit, am găsit negru. Da, e exact ce trebuie. Dar nu am văzut decât albe și negre. Sunt și culoarea asta, dar rare. Da. Cred că sunt ele, deși le-au făcut pe comandă, știi? Bă, vreau culoarea asta. O vreau full fără piele. Vreau să-mi prieten de-al meu un F30. Când apoi erau... Tocmai ce-a părut sără F30-urile, știi, dar a luat o stecă în mașină. Și o luase ăla neamțu, era full, deci mașina full, fără piele. Avea interior de seria 1, dar avea 360 de grade pe a... Deci era full mașină, știi? Da, interior de textil. Așa a vrut-o neamțu. Și încălzire în scaune. Sincer, dacă mă întrebi mine, într-adevăr, pielea e mai practică și mai frumoasă și ai un miros mai plăcut și un aspect și mai ușor de întreținut. Dar mai practic e textilul. Pielea fără ventilație vara, ești în copac. Da, mai ales. Știi, la mine sunt scaunele alea scuică și te ia în brațe și... Poate și trebuie să fim numărată. Golful tău, mă, cu scaunele alea scuică, cu navigația aia șmecheră, cu camera aia de filmează singură. Dar trebuie să ne rugăm să nu se strice. Bă, deci dacă mi se strică vreo Volkswagen la filmări, chiar, se strică, chiar intru în depresie, mașina, să știi. Nu, mașina aia, și dacă se strică... O reparăm și nu, merge singur. Nu, merge stricat așa cum știi? E. Vezi, aici este cumva... aici se vede calitatea unei mașini. Și un piston dacă îi sare, merge fără pistonul ăla, fără adică nicio problemă. Mașinile de calitate îți dau semne. Bă, uite, nu-mi place chestia asta. Bă, uite, nu merg cum trebuie. Bă, uite, se aude ceva. Nu te las brusc. A pornit-o și s-a oprit și nu mai merge. Nu. Da, uite, acum vreo 2-3 ani am pățit-o, am schimbat plăcuțele pe față și s-au rupt firele la mufa de la plăcuțe. Bun. Și când dădea de ploaie sau dădeam într-o groapă ceva mai așa periculoasă, intra în safe mode mașina. Făcea vreun scurt pe acolo? Făcea scurt acolo la fire și intra mașina în safe mode, întâia alimentarea pe motor, mergea într-un 2, mi-a prindea ESP, ABS, mi-a prindea tot bordul, dădea iar într-un căldan, își revenea, iar mai dădeam într-o... Să nu fi un fir de masă ceva? Nu, era firul de la... Plăcuțe. I-am făcut după aceea, m-am dus și am schimbat acolo la cineva care s-a priceput. Că tot la fel, am fost la N schimbător de piese, a, că nu știu, domne, ce are, și dintr-un scurt ăla intră mașina în safe mode. Ia stai, ce mașină e aia din parcare? Lucrăm pe cameramanul nostru să-l filmeze. Mitsubishi. O mașină? Aoleu. Colt. Mitsubishi, nu Colt. Cu capota ridicată? Bă, nu e bine. Da, a trecut pe lângă noi, o văd eu, când noi ne duceam spre sensul giratoriu. Ce glasul? Nu-i nimeni pe stradă. O mai de-aia, îmi place. Îmi place cum e optimizat, așa, adică ăsta, tipul ăsta de claxon. Pe la americane mă erau așa. Păi asta îl vei accesa în orice situație, cu un deget, cu toată mâna. Bineînțeles, nu mai e posibil atât de normele de siguranță, pentru că chestia asta, în cazul unui accident, intră în tine și te omoară. Nu, îți rămâne cu model, zic, da? Sau așa, Doamne ferește. Ce ieșim de pe centură, mai filmăm bucata aia de drum, o să iei tu camera, că e importantă de filmat bucata aia, să o arătăm așa urmăritorilor noștri, că tot e un an electoral și poate cineva mișcă ceva și pe acolo. Da. Și la intrarea în Ghercești punem, facem finalul, pentru că nu putem face, o să iasă un episod foarte lung, deși cu mașina asta ne-am plimbat toată ziua. Dar impresionantă, să știi, impresionantă de adevăratele. Trebuie să dăm concediu o săptămână, să dăm așa până... Măcar până la București să ajungem într-o săptămână. Știi, mai oprim un popas. Mai facem un picnic pe capotă, că e capota mare, știi, cu cerceaf cu ălea. Nu mi-e frică că nu ajungi cu ea. Nu, dar e... Cred că e un pic și opositoare și ai patru trepte. Clar că e în ceată, ia uite aici. Dar durăm în rada. Nu. Și dacă am vrea, nu. Merge, spune că merge, dar
nu aș merge tare cu astfel de mașini în nicio condiție, pentru că e păcat de ele, nu știi niciodată ce se poate întâmpla, ce și nu e o chestie să zici, domne, o reparăm oriunde, oricând. Foarte precisă timoneria. Da, nu e ca la Dacia să cauți după ele. Lasă-mă. Eu n-am înțeles niciodată rostul crucilor acestea. Bă, multă lume n-a înțeles, dar ele sunt prezente în număr foarte mare pe șosele din Oltenia. Da, și cu capul de mor și cu... Au și ele un scop acolo, cine știe. Nu știm care. Aia după centură, deci cum urci panta acolo, au pus reflectoarele alea, deci te orbesc, practic. Uite, unul de dungă, dar nu l-a pierdut un plastic. Pe bucata asta de unde să fim foarte, foarte atenți. Că sunt tot felul de capcane din astea. Capcane ale drumului din România. Poate se trezește cineva și și măcar îl plombează, pentru că arată catastrofal. A fost plombat, dar nu, îl plombează de țin fix două plăi. Încingem un vetar? Nu. Pentru cine dorește să se plimbe cu mașina aceasta, este la închiriat. Numărul băiatului îl găsiți la începutul filmării. Da, și în descrierea clipului am uitat să spunem asta, o să-l găsiți și jos. Și o să-l atașăm și pe clip. Am sper să nu-l sune tot haterii să-l... Nu, că e învățat. Da, a văzut baraca. Mai încolo începe sectorul prost, mai încolo începe, da. Da, da. După câinele ăsta, ai grijă la el. Bă, cățelule, uite acasă la tine. Uite, patru, stâmpul arată. Sare de mulă după el. Da. Nu te vezi că pe la anumită durație face urât? Din rot, din ceva. Cardan. Se rezolvă, bine, cu răbdare, timp și bani se rezolvă, știi? Da. Uite, aici începe bucata distractivă a acestui traseu. Da, trebuie să o lași mai încet. Păi o las încet de tot. De alta. Dar poate cădem din ea. Bă, nu cădem din ea, dar... Hai de capul meu. Băi, tati, bun venit în România. Via Somalia. Filmează. Via Somalia. Angola. Nu, că nu sunt mare așa. Nu. Aici să vin noaptea cu motocicleta. Și dai și cu mașina, hop, ușor. Eu cu Golful, dacă intru într-o gloapă de asta, nu mai ies acolo, rămân. La orice viteză aș intra. Incredibil, cum e tolerat așa ceva, că și totuși o localitate riverană, Craiovei, trece drumul expres când va trece pe aici, zona industrială, zona de acces către localitățile astea și... E și pământul foarte ciudat aici. Da. Foarte moale, foarte. Foarte mare asfalt. Da. Și asfaltul se mulează pe teren. Ce fac cu stii? Te-a rugi dimers? Avem un simt cicaș. Vezi că și aici e urât. Campane de ăștia. Și pe coborâre pe aici. Da. De orice mașină, de fapt, pe sectorul ăsta. Aude aici. Da. Sper să nu le stricăm dispoziția urmăritorilor noștri cu bucata asta de filmare, dar noi vă prezentăm și bunele și relele. Da, sunt unele drumuri mai rele decât ăsta. Da. Gen pe unde am fost înainte.
Pa. Foarte jos. Foarte jos. Da. Merge cu tobele. Pași și la câta sărăcie de tobă are. O văzut? Da. E cât piciorul meu și al tău la un loc. Acolo, uite cât de bine filtrează suspensia ei de nivelările astea. Și cauciucurile. Da, bine, și cauciucurile astea înalte ajută mult, dar... Puțin fum de la doamna Ana de aici. A puțin, discret, așa, doar de EGR și DPF off. Apoi prelata pe ea și ne continuăm restul zilei împreună, că avem treabă astăzi. Să găsim un loc frumos să facem încheierea. De unde fac ăștia autostrada? Nămol acolo, eu tot ce sunt Nămol. Da, hai cizme. Că facem încheierea acolo, ai dreptate. N-avem cizmele la noi. Păi noi zicem că suntem de la conducere. Dar n-au avut bani să ne dea un Mercedes mai nou și nu tot pe ăsta vechi. Mai vechi, da. Bun, aici te facem stânga. Da. Bun. Nu văd nimic în dreapta. O doamnă, venea o doamnă răstită. Îți dai seama ce mașini construiau nemții acum 60 de ani? 55, câți ani are asta? 59, da? Nu, câți ani are? Dacă e 70 fabricație, 54, foaie de capul meu. Sincer, nu cred că vreo mașină din ăștia generațiile noi o să mai aibă vârsta. Știi că o să prindă, dar nu o să mai prindă cu, cum să zic eu, cu... într-o stare de funcționare de asta cu totul original, pentru că electronica de pe ele va ceda prima. Da, niște da. Ani. Care și deja la unele cedează de la doua zi când o cumperi. Și asta, da. S-ar putea, e un Mercedes din asta, un S de astăzi, super accesorizat, super fantastic. Pentru electronica de pe el va duce niște ani, să zicem. Dacă va avea 25, 30, 40 de ani, tu nu vei mai găsi genul ăla de compoziție. E ca și cum ai încercat să repari un telefon mobil de acum 10 ani. Știi care e fața și uite și la mașinile ăștia vechi. La mașinile ăștia vechi, când mi-au trecut câteva prin mână, S90 și alte genuri de Mercedes, și mai picuțe și mai așa, au avut o problemă pe cablajele la motor. Se oxida pe interior. Se oxida, uite, am avut una care am curățat-o la motor și n-am mai vrut să pornească. A vrut să pornească după aia, dar mergea urât, mergea într-un 1-2. Hey, s-au stricat firele alea la interior mai rău, oxidează firele pe interior. Și e cineva decât un singur băiat pe la București care face cablajul la mașini. La modelul ăla de mașini. Avem un cric în spate verde. Pe tine. Bă, aici este, rugăm pe cameramanul nostru să filmeze stânga-dreapta. Aici este un pasaj care face parte din drumul expres, din sectorul de, din județul Dolj al drumului expres Craiova-Pitești. Văd că se lucrează intens, să sperăm că va fi gata, dar cred că mai e mult de lucru după ochiometric văzând așa. Bagă un semnal dreapta la omul ăsta. Păi nu, că să găsim un loc unde să oprim, să fim așa mai... Păi nu prea ai pe unde. Păi, mai continuăm atunci, cu mașina asta chiar îmi place să mă oprim, să știi. Pe aici. Numai la următorul viraj. Mai periculos. De adevărat era o mașină impresionantă. Și confortul.
dau pe scaun. Eu am o problemă cu scaune. Mie știi că îmi place să dau scaunele pe spate. Uite, la mașina asta stau drept și n-am nicio problemă. Da, bă, dar asta e un scaun de adevărat, asta e un scaun făcut de oameni. Nu mă deranjează. E un scaun făcut de oameni pentru oameni. Ăsta a fost probat cu oameni, n-a fost făcut de un robot în Turcia. Mă înțelegi? Și de un robot la mâna a doua. Ăsta a fost lucrat la el, s-a așezat cineva în el, iar s-a ridicat, iar s-a așezat, iar s-a ridicat, oameni de diferite staturi, de diferite greutăți și așa mai departe. Asta zisei, producătorii din Britanie ar trebui să învețe cum se făceau scaunele. Nu, păi de ce? E costisitoare aia. Da, știu, așa. Și de durată. Trăim în lumea vitezei. Toată lumea vrea de ieri, ieftin și bun. Ieftin și bun numai în China s-a inventat. Nu? Ieftin și prost. Ieftin repede și bun. Pentru că și în China au lucruri de calitate care costă mult. Facem plinul, mergem pe la brânca care e cauciucul de iarnă. Da. Linie continuă aici, Rodi. Nu da. Merge. Nu merge. A, ne intri pe străduță și spune unde să opri. Sincer, dacă am... Și o să-l rog pe Iulian să dea puțin alb-negru pe bucata asta de filmare. Dacă ne întoarcem în timp acum 50 de ani, când mașina asta ar fi fost pe aici, dacă ar fi fost vreuna pe aici, în afară de firele astea de fibră optică și de iluminatul public, România nu prea s-a schimbat. E aceeași România rurală. Da. Singurul lucru ce s-a schimbat este faptul că cetățenii și-au construit case mai noi, mai mari, mai frumoase. Dar strada, șanțul care e al statului, e același. Aici? Da. Facem încheierea. Bă, Robi, ce să zic? Printre cele mai mari bucurii care mi le-ai făcut după ce mi-ai curățat cricul. No, următoarea mașină care ți-o iei, o facem cum vrea lumea. Nu trage frâna de mână, așa? Da. Nu. Nu. De drum. Nu. A, o tragi și de drumul? Da, a, bravo, bravo. Și ține, fii atent. Impresionant. O să găsiți încă o dată, zic, numărul de contact al băiatului în descrierea clipului și pe clipul atașat. Dacă aveți nevoie de Robin la detailing, lăsăm și numărul tău. Nu. Nu, că nu folosește aceea soluție. Deci, da, nu. Robin nu folosește aceea soluție. Eu nu fac la oricine. La, exact, bravo. Așa vorbește un profesionist. Eu fac din pasiune. Ne vedem cu bine. Mulțumim și simpaticului nostru cameraman și ne vedem cu bine noi și noi episoade. Bye, bye. Goodbye. Facem un plin. Mai trage o dată. Da. Chiar impresionant.